Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există un super bugetar în România care are un venit net anual de aproape 2 milioane de lei pe an. 2 milioane de lei, adică 400.000 de euro venit net într-un an, ca să fie clar, să nu confundăm cumva cu lei vechi, lei noi. Nu știu cât înseamnă 2 milioane de lei noi în lei vechi, dar ăsta... Cred că vreo 2 miliarde? Sau mai mult? Nu, cred că 20 de miliarde. Sau 20 de miliarde. Nu mai, deci 400.000 de euro net. Este vorba despre directorul general al unei companii cu capital majoritar de stat, la care, în consecință, deciziile cele mai importante sunt luate de statul român. Vorbesc despre compania Transgaz. Compania Transgaz deține monopolul transportului de gaze, al construcției și întreținerii sistemului intern de transport al gazelor naturale. Ne reamintește publicația G4 Media, care scrie despre această situație. Teoretic, angajații de la Transgaz nu sunt bugetari per se, deoarece compania are acționariat privat în proporție de 40%, iar statul are aproape 60%. Deci nu e un minister. Dar, în fapt, deciziile în privința tarifelor percepute de această companie pentru distribuția gazelor sunt stabilite de ANR, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, potrivit legislației în vigoare. Deci marja de creativitate și inteligență managerială în această companie are unele limite din moment ce există o altă structură care spune ce trebuie să faci. Iar structura respectivă este a statului român. De asta zic că, până la urmă, tot e vorba de angajați care depind de stat, direct. Profitul pe anul trecut al acestei companii a fost de vreo 160 de milioane de lei, în scădere față de anul anterior, poate și pentru că cea mai mare creștere de cheltuieli a companiei a fost cu personalul. Un plus de 76 de milioane de lei, sau un minus, depinde cum vrei să spui. Deci cheltuielile cu personalul sunt frumușele la Transgaz. Da, ne-au lăsat și nouă. Ne-au lăsat și restul de 160 de milioane. Da. Păi nu, că ăștia sunt banii pe care ia statul, care are obiceiul să ia tot profitul și să taie partea de investiții, că are nevoie de bani. Și rezultatul este că tot sistemul care trebuie întreținut, reparat, se învechește. Și peste 20 de ani ajungem într-o situație cum e, de exemplu, cu țevile de termoficare din București, care sunt făcute praf. Pentru că nimeni n-a investit în ele, că de ce să investești? Așadar, Transgaz, monopol și decizia statului pe tarife, după care cheltuiel cu personalul deosebit de avantajoase pentru personal, fac ca domnul director de la Transgaz să fi câștigat în 2023 așa: o remunerație fixă netă în valoare de 414.000 de lei, zile de concediu de odihnă, sumă netă 59.000 de lei. Nu și-a luat concediu, mă. Da, mă. Și-au plătit concediu. Și remunerație variabilă 1.440.520 de lei. Net. Adevăr că la banii ăștia nici eu nu mi-aș da concedii. Corect. Ai timp de concedii după aia. Acum, da, treaba caldă, stai acolo. Domnul director Ion Sterian, suntem convinși un profesionist deosebit în domeniul acesta, care merită din plin cele 2 milioane de lei net anual de la Transgaz. A ajuns la Transgaz în 2007, fiind numit în Consiliul de Administrație. Și încă nu și-a concediu pe băgăturile. Da. Din partea statului român, cum se făcea așa, și după aceea, mă rog, a ocupat, a ajuns șef. Deci dânsul a lucrat la Transgaz din 2007, frate, l-ai prins, nu-i mai dai drumul. Deci 2 milioane de lei net anual. Sunt curios dacă domnul Sterian donează măcar o parte din veniturile sale. Și mai ales cui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.